Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică Crypto. După cum ați văzut, piața este sângerie astăzi. Curge mult sânge pe crypto. Ia uitați, minus 6, minus 7, minus 5, minus 8, minus 9, care dă mai mult, film minus 10. Ia uitați ce e aici. Da, nu avem verde absolut deloc. Dacă ne uităm pe graficul american, am dat direcție de short încă de, nu știu, la începutul săptămânii, habar n-am, undeva pe 16 august, acum 3 zile. Da, și ia să vedem unde ești. Mă aștept ca cel puțin astăzi pe bursă, bursa americană, evident, să coboare, să spargă acest minim. Da, și să tot ducă, poate va face o corecție, dar tot se va duce. Dacă pică America, evident că preasfinția sa, regele Bitcoin, se duce și el direct în cap. Nu mă așteptam, nu știu ce veste a fost la ora 10 dimineața. N-am avut timp să mă uit și nu prea mă uit. Așa că pe Bitcoin vreau să țineți minte primul scenariu care l-am dat. Nu știu dacă va fi sau nu va fi așa, dar este bine să-l avem în minte, și anume 1, 2, 3, 4 și 5. Da? 5 sub minimul de la 17.000. Da, o secundă, am uitat să văd dacă cineva a susținut canalul, să-i mulțumesc, să mă țin de cuvânt. Scuze, o secundă, oprim sonorul. Ah, uite că a fost Sebiro, a susținut canalul cu 10 RON. Mulțumesc frumos, dragă Sebi, pentru susținerea ta, folosind acest buton și cumpărând. Opa, ăștia au revenit nou la cea, la chestia veche, numai acea cu rulajul de 13. Ăștia se joacă cu jucărele. Nu contează. Bun. Mulțumesc frumos, Sebi. Sigur că ne uităm și la C99-98 USDT. Dar stai o secundă să trecem prin, să finalizăm acest Bitcoin. Da? Și dacă pică Bitcoinul, pică absolut toate criptomonezele și nu întâmplător avem un roșu sângeriu, m-am cam săturat de culoarea roșie, credeți-mă, începe deja să nu mai văd nici tricor, nu mai port roșu. Mai ales că e și vară și culoarea roșie ține de elementul foc. Focul vara este prosper, puternic, prea mult foc duce la probleme și nu vrem să vedem nici măcar pe bursă, pe cripto. Deci, dragii mei, aveți în vedere acest scenariu. Dacă, Doamne ajută, acest scenariu nu va fi valid și Bitcoinul se va opri undeva pe la, nu știu, 21.000, 18.000, undeva în această zonă, fie pe aici, fie pe aici, să vedem creșterea și mergem pe celălalt scenariu. Deci, mă aștept ca în această zi Bitcoinul să mai coboare. Ia să punem noi frumos aici. Mă aștept ca Bitcoinul să mai coboare astăzi, poate undeva în această zonă, să urce și să vedem ce scenariu va lua, fie va urca, da? Fie va urca foarte mult și atunci aici avem valul 5, avem A, B, C și de aici să urce spre valul 3 mare și în sfârșit să scăpăm, să ajungem undeva pe această zonă. Fie va coborâ pe acest scenariu și vom urca. Avem două variante de long și una de short. Ce vă sfătuiesc pe voi este să tranzacționați doar short, da? Undeva, poate până fie în această zonă. Așteptați corecția, așteptați ca prețul să urce. Da? Și apoi aveți short, cei care au strategia să respecte cu strictețe primele două reguli. Da? Și după aceea să se uite la ultimele trei.
că altfel este moarte sigură și astăzi am să o rechesc pe cineva, în ghilimele, evident. Deci, aveți grijă de acest scenariu. În continuare, piața este complet bearish, care a început din 15 august. Am și dat short în această zonă, să vedem ce până unde va coborâ acest. Pentru noi este mană cerească acest short în care se poate, care l-am dat undeva, uite, și pe 14 august pe Ethereum. Aici a venit o leacă mai devreme decât Bitcoin-ul. Ia uite ce cădere frumoasă, n-am avut timp să-l iau, asta e. În ultimele 2-3 luni nu prea am reușit să tranzacționez mai mult pe Forex și pe indicele american, că acela îl urmăresc cu sfințenie, pentru că în funcție de ce face America, face și BVB-ul și sunt și pe BVB acolo încărcat. Am și acolo canal, tranzacționez și acolo. Se pare că AUL. Stai cu eu, mami, aici. Mergem pe, nu știu, 2 ore. Se pare că 5-ul nu este finalizat. Vom coborâ spre 5. Ia să vedem. În graficul de 4 ore, că nu prea am vizibilitate. Hai să vedem undeva, știu eu. Hai să vedem într-o primă fază dacă prețul va ajunge aici. Și repet, mă aștept la un ABC. Puteți să intrați long, pentru că hai să mergem pe graficul de o oră. AU ar trebui să fie o leacă mai lungușor, poate undeva până aici, de aici până aici. Puteți să băgați un profit frumos în buzunar. Mergem și pe un sfert de oră. Da, așteptați semnal de long. Puteți să intrați pe A, dar la un moment dat undeva în această zonă sau pe aici să ieșiți, pentru că acest B nu pleacă, nu este format într-o linie dreaptă, ci este format dintr-o multitudine de scenarii și nu știu, dar un singur lucru știu, că B-ul este format din foarte multe valuri, dar varianta simplă ar fi aceasta. Da, deci vom urca spre A. Aici aveți marca profitul. De regulă nu recomand să intrați long pe trend descendent, dar cu un stop loss așa foarte mic, foarte strâns, cu niște bani foarte puțin, vă puteți juca, că totuși s-ar putea să ciupim ceva. Da, și mai degrabă, dacă nu intrați long, ceea ce este și recomandat, mai degrabă așteptați acest short și aici să câștigați destui de mulți bani. Să sperăm în acest weekend, da? Deci așteptăm finalizarea valului A, vom urca spre B, dar așa în zigzag, și aceasta este varianta cea mai simplă și nu recomand, da? Sau teoria ne recomandă, dar dacă vreți, dar deocamdată e posibil să avem 1, 2, 3, 4, 5. Deci dacă nu prea știți Elliot, este o leacă mai dificil. Hai să punem AUL aici. Da, și să avem ceva în vedere. Nu prea mâzgâlesc eu pe aici și nu-mi place. Dar ceva de genul acesta aș vedea pe Ethereum. Da, mergem pe Litecoin. Dăm un 4 ore să avem o imagine de ansamblu. Uite, dragii mei, care mi-a luat short-ul ieri, felicitări, mâna sus, premiu. Punem comandă o coroniță și vă trimit. Ia uitați, cine a intrat pe Litecoin? Hai, vă rog eu frumos, nu spuneți că nu vorbesc degeaba și fac analize degeaba pentru voi și voi nu mă ascultați. Ia uitați, 18 august a fost ieri. Am dat direcție short până în acest pătrățel. A fost o... N-a mai fost. Ia să vedem. Wow, 11% într-o zi, mulțumim cu Levierul, dragii mei, bani de bani făceați. Cine intra pe Litecoin mâna sus, cu sinceritate, cu mânuța pe inimă. Da.
Fie aici am 1, 2, 3, 4, 5, punem A-ul aici, B-ul este, sincronizăm cu Litecoin-ul, nici nu mai contează. Mergem din bucăți în bucăți, pe bucățele, vorba aia, tortul se mănâncă pe felii. Aș fi extrem de bucuros dacă cineva mi-a spus că a prins acest short. Aștept comentariile voastre, în comentariile voastre, mă rog, în comentariile acestui video. Hai să mai mergem și la un replay și finalizăm, că așa pot să analizez. Ia uite, frații mei, Doamne, Răducule, ce ai făcut? Faci cursuri, da. Faci videouri pentru alții și uite câți bani am pierdut și eu că nu am tranzacționat. Evident, după analiza mea, iată, 15% într-o zi pe Ripple. Mama lumia! Ia uite, dragii mei, ce bani de bani! Să nu spuneți că nu ați prins nici Ripple, că o săptămână mă duc în Honolulu și nu mai postez, să vă fie dor de mine. Dacă va fi dor, evident. Unde Dumnezeu mai găsiți voi așa ceva pe întreg internetul? Da, să vă dea astfel de semnale atât de clare. Punem cinciul aici. Ia uite-l, fratele meu, ce rău îmi pare. Da, nu contează, când voi rezolva, mă voi pune foarte serios cu burta pe training. Dar deocamdată am un scop, vreau să fiu cel mai tare din România, să aduc educația financiară din punct de vedere al analizei tehnice. În România am deja trei canale. L-aș face și pe al patrulea, dar nu-mi permite timpul să cuprind toată area din România pe analiză tehnică. Dar nu reușesc deocamdată. Timpul meu este foarte limitat. Să o iau de la zero cu un alt canal. Deja vreau să lucrez pe cel pe America. Acolo sunt short pe niște companii. Iată ce frumos a căzut acest Ripple. Da, jos pălăria pentru mine. Vorba lui Claudiu, jos pălăria. Cum era Claudiu? Jos pălăria, domn profesor. Nu era o rimă frumoasă. Mi-a plăcut la nebunie acea rimă de-a ta, nu mai țin minte. Singur în România, jos pălăria, nu știu, ceva de genul ăsta. Nu mă laud, dar cumva mă oftic că nu am timp să tranzacționez. Ia uite câte sute de dolari băgam și eu în buzunar. Nu e problemă, oportunități în trading, repet, vor fi absolut întotdeauna. Nu trebuie să fim permanent în piață, ci să așteptăm cele mai bune momente, dar iată că ele au apărut. Am dat ieri aceste scăderi. Da, ce să mai zic? N-am ce să mai zic. Sper că, ia să vedem cât ați fost ieri, nu mi-ați văzut videoul, 382, 382, aștept comentariile voastre să-mi spuneți că ați prins shorturi, în special cei care mi-au cumpărat strategia, vă mănânc dacă nu mi-ați intrat short ieri și nu v-ați scos banii pe strategie și de acum încolo veți fi pe profit toată viața voastră. Aveți șanse, primesc pe e-mail-uri oameni care câștigă zeci, sute de dolari pe trading cu strategia și nu s-au scos, cred că și banii, sigur și-au scos banii până acum și de acum vor fi pe profit toată viața lor. Ia să vedem, începem cu la cu Sebi. Sebi, scuze-mă, în mod normal trebuia să te iau pe tine la început, dar când am văzut roșu m-am zbârlit. Copiază. Hai să vedem. C98 USDT, ce-o fi asta, punem și noi aici, inserăm. Ups, are și Binance și eu nu am aici C98. Ia să mă notez aici, poate dacă are Binance-ul pe Futures C98 USD, să o introducem și noi în grafic. Wow, ce vedem noi, ce vedem noi aici pe 14 august. Acum 5 zile, ăsta C98 a scăzut 31%. Wow, clar, suntem în val 4 aici. Ia să vedem.
ABC. Păi ce să spun eu, fratele meu? Unde ești? Cam așa aș vedea acest C98, parcă nume de robot. Nu putut să pun și ăștia niște litere, ci cuvinte, ceva. Mă aștept ca prețul pe această criptomonedă să pice. Sper să o aibă și Binance. Stați o secundă, doar să deschid și o platformă. E, da. Oricum, voi nu vedeți, s-a dus pe ecranul acesta. Ia să vedem dacă o avem pe feature, să o băgăm și noi aici la listă. Ia să vedem, o secundă. Da, ce să zic, ce să zic. Uite, cam așa aș vedea eu pe... Până se încarc, ah, trebuie să mă loghez. Ia asta, să vedem dacă... C98. Opa, o avem și noi. Bravo, Sebi, mulțumesc frumos de pont. Uite, îl băgăm frumos aici. Ia să văd dacă o am, mă fac de rușine, dacă o am și nu știu. C, 98, nu văd nicio literă. Mulțumesc, Sebi, de pont. C, 98, USDT. Dacă, dragii mei, cei care sunteți pe Binance și vedeți criptomonezele care ăștia le-au mai adăugat între timp față de ce am eu. Spuneți-mi, parcă Claudiu a venit zile trecute cu TRB-ul ăsta, am introdus-o, o avem, C98 a venit Sebi. Dragii mei, dacă mai știți ceva noutăți, spuneți-mi să pot completa această listă. Uite, derulez așa ușor, ușor acum, da? Și dacă voi știți că a apărut ceva și eu nu am în listă, vă rog eu frumos, scrieți-mi în comentarii criptomonezele care au apărut și voi le verificați pe lista mea și nu le am, să le introducem, că cu cât avem mai multe și fiecare dă semnale diferite, ați văzut că acest C98 s-a dus 30% și dacă știam de ea și vedeam acel short, evident că vă spuneam, da, v-am arătat absolut totul din ce am eu trecut pe listă, de când am făcut această listă, mergem la litera C. Deci rugămintea era mea la voi în acest weekend, cine are timp și știe, hai să punem și noi C98 aici. Foarte tare această cădere și în continuare văd unde ești. Cam așa aș vedea pe graficul de o oră. O secundă să scot, să nu apară pe graficul daily. Visibility, scoatem daily, weekly, perfect. Ia să vedem noi. Foarte tare. Mamă, ce bani se pot câștiga din cripto, de nici nu aveți idee. Deci mă aștept cumva ca valul 4 să se oprească undeva pe aici. Punem culoarea roșie. Unde ești, unde ești? El ar veni, s-ar sincroniza și cu această zonă. Și cam așa, pardon. Hai să punem culoarea verde. Și aici punem culoarea roșie. Da, cam așa aș vedea evoluția prețului pentru această zi, pentru acest weekend, azi fiind vineri. Da? Mă aștept ca prețul să mai coboare, cred că în sesiunea americană de la ora 16:30. Ia să vedem dacă astăzi este vreo știre. La 3 jumătate este o raportare, pardon, 18 august. 19 august nu avem nimic. Wow, ce chestii! Ia să dăm refresh, să fiu sigur. Foarte tare, nu avem nimic. Deci dacă nu avem nimica, dacă nu avem nimica, atunci oricum mă aștept la o posibilă cădere foarte mică la ora 4 și jumătate. După aceea, în cursul weekendului,
Mă aștept ca prețul să urce, dar mai mult să meargă în lateral, cum avem aici undeva, deci va urca, dar va merge țârâit, nu prea. N-aș recomanda sub nicio formă să intrați long, ci mai degrabă undeva pe aici la 0,5, pardon, 0,45, așteptați prețul să dea cu capul de această linie, să ajungă poate în această zonă și de aici să intrăm short și cu un randament, zic eu, destul de frumușel, 18-20%, cine știe, vom vedea. Dragul meu, Sebi, îți mulțumesc de două ori, o dată pentru gestul tău minunat și a doua oară pentru pontul cu această criptomonedă. Ia să vedem. Salutare și mulțumim, Răducu, spune Claudiu, nu am intrat short ieri pe nicio criptomonedă, dar am intrat azi mai devreme long pe NIR. Ai spus că ai intrat long pe NIR, Claudiu, în ideea că valul 4 a finalizat și merge spre... Ai avut semnal de long conform strategiei care ai? Da? Nu? Nu știu. Nu. NIR. Parcă mi-aduc aminte că am dat long, dar ai văzut că prețul... Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce veste a fost de a căzut atât de brusc. Ia uite, ce cădere, ce cădere. Într-adevăr, dar sper că ai pus stop loss-ul foarte, foarte strâns și dacă erai pe fază să fi intrat short, dar această, ieri ai spus. Da, cred că ai prins aici bucățica asta de o oră. Și ai trebuia să pui buy stop în această zonă. Și sunt convins dacă, mă rog, nu pot eu să pun acum strategia, sunt convins că aveai semnal undeva, deci așteptai să crească, să coboare și intrai undeva în această zonă sau această spargere din de trend. Da, mai trebuie o leacă șlefuit la voi, dar cum zic, o să deschid canalul pe Telegram, va avea acces doar cei care au strategia și acolo vă șlefuiesc, dacă pot spune așa. Deci tu cred că ai intrat așa brusc prin această zonă, ceea ce nu cred că e normal. O să mă uit și eu după aceea, dar nu cred că ai respectat ultimii trei pași, da, Claudiu? Și ai greșit pentru că nu ai respectat primii doi pași. Nu ai avut, mă rog, nu ai respectat primii doi pași. Da, dacă vrei, scrie-mi un e-mail și acolo îți spun exact unde ai greșit. Da. Deci, dincolo de cei trei care sunt convins că ultimii trei nu ai respectat, n-ai respectat nici primii doi. Da? Ia uite la primele două reguli, primele două condiții și hai să vezi că am dreptate. Ai greșit aici. Bun. Da? Te rog, citește, memorează, scrie-mi un e-mail și te corectez și îți spun și poze cu strategia să vezi că ai greșit. Și dacă vreți, vă mai dau a șaptea mea regulă, urmăriți pe cât posibil să nu intrați la topuri, să nu vânați topurile și nici să vânați bottom-urile. De exemplu, în acest caz, prețul, să spunem că suntem în trend descendent, ne așteptăm să urce, nu intrați neapărat aici. Cei care au strategia știu de ce au cele două reguli, da? Da, și deci nu îmi intrați long aici, da? Vă așteptați un semnal, o chestie și după aceea puteți să intrați în această zonă sau aici, sau aici, sau aici, da? Vedeți primele două reguli. Așa, și aici, da? Prețul spui că poate să coboare, dar el face, poate să facă o corecție și din nou să urce, da? Și atunci tu pierzi, deci nu îmi intrați, nu vânați topurile, da? Să spui că poate ai noroc, poate nu ai noroc. În cazul de față, Claudiu nu a avut noroc, dar sunt convins că nu a respectat cele două reguli, da? Și a pierdut banii pentru că trendul a făcut o corecție și din nou a coborât și uitați ce puternic a coborât. Claudiu, sper că ai intrat short și ți-ai recuperat pierderea, da? Deci, uite, încă o regulă clară vă dau acum. Nu intrați din prima long sau short când considerați că prețul s-a
prețul s-a finalizat. Uite, hai să luăm în cazul acesta, avem un trend descendent, nu îmi intrați voi aici, așteptați o confirmare și puteți să intrați în această zonă, da, la fel și aici, nu îmi intrați exact în această zonă, că așa am pus eu, dar prețul poate să urce și să facă din nou o corecție, deci nu avem o confirmare. La fel și aici, el putea să coboare și de aici să urce, așteptam să intrăm, puteam să intrăm short aici, short aici, lejer, când avem o confirmare clară. Da, sunt convins, da, ți-a luat SL-ul, dar poate ai fost norocos și dacă ai fost pe fază, ai intrat short, pentru că trendul descendent a continuat, nu a fost final de trend descendent, așa cum inițial am crezut, da? Nu se intră chiar la punctul 0, se intră mult mai sus, long. Acolo nu mai respectat, trebuia să intri undeva aici. Sau când împlineai cele ultimele trei reguli. Da? Și acest e valabil pentru toți cei puțini care au luat această strategie. O să vedeți că dacă respectați cu sfințenie cele 5 reguli, bani mulți veți câștiga. Vă garantez eu acest lucru. Și o să vedeți pe canalul de YouTube, pe Telegram, când îl voi deschide, acolo vă veți convinge cel mai mult. Dacă nu, deja mulți dintre voi sunt convins că v-ați scos și banii pe ea. Adrian, mulțumesc pentru update, urmăresc cu interes update-urile tale, dacă se poate un update pe rune și FTM ar fi super. Cum să nu, Adrian? De ce să nu? Nu mi-este greu să dau 3 click-uri, ne uităm, mergem pe, nu știu, 4 ore. Deocamdată îl așteptăm undeva pe aici, pentru că avem un ABC și vom vedea cât de puternic va fi acest C. Deci sfatul meu pentru cei care vor să tranzacționeze, așteptați micile corecții și intrați short. Ia uitați ce frumoasă corecție a făcut prețul aici. Putea să intrați sub el și să stop, a putea să vorbim mai bine, cel mai bine. E, ce spuneți, cam așa? Da, intrați sub el în trend descendent. Avem un trend descendent frumos. Așteptăm corecții și intrăm pe direcția trendului și iată că a fost un risk reward de 3,19, cel care aseară la ora 8 a intrat, sau mai bine zis la ora 4 dimineața, 3 dimineața ieri. E bună și varianta aceasta cu aseară la ora 8. În continuare va face corecții din nou, va cădea, așteptați acel semnal și FTM, asta e fantoma lui Claudiu, ne bântuie, nu prea scăpăm de ea, FTM, 766, wow, ce a căzut. Da, am dat direcție long de aici, am spus că prețul se duce în această zonă, nu a urcat chiar atât de mult, valul 5 s-a finalizat aici. Mergem pe H4. Wow, ce îngrămădit. Trebuia să șterg eu aici, dar n-am timp să mă duc pe, nu știu, să... Nu mai contează acolo. Valul 5. Clar că aici suntem într-un subval A. Cam așa văd pe FTM, pe această criptomonedă. În continuare, prețul va mai urca și va mai coborâ puțin. Pardon. Trebuie să beau apă, ceva de... Pardon, ceva de acest gen. De aici prețul va urca. Culoare verde. Apoi culoare roșie. Dacă în acest weekend am timp și să trag o privire pe
pe piața cripto și găsesc oportunități, voi face rapid un scurt video, să fim cu ochii pe el, pe acea intrare potențială. O secundă să beau o guriță de apă. Bun, așa. Am zis cu Adrian. Vali, salut, e super tare pe analiză tehnică. Mulțumesc frumos, Vali. Te urmărim cu drag. Doamne ajută în continuare. Dorim o analiză pe Holo și Riff. Ce părere ai pentru viitor despre aceste criptomonezi? Dragul meu, Vali, pot să spun un singur lucru. Deocamdată nu am nicio părere despre cripto, că suntem, după cum ți-am arătat, pe Bitcoin și pe Litecoin și pe Ripple și pe ce mai am arătat eu. În continuare nu scăpăm de acest scenariu de sub val 4 și să coborâm pe Bitcoin la 13.700 sau cine știe undeva în această zonă. Dacă prețul va coborâ, va trece de această zonă, coboară și mai mult, trece de această zonă, vom calcula cu aproximație unde s-ar opri acest val 5, da? Și nu pot să spun care e viitorul, atât timp cât prețul, din punctul meu de vedere, se află sub 30.000 de dolari. Când prețul va trece de 30.000, iată că am pus săgeata, de-abia de aici pot să fiu extrem de optimist și să văd un Bitcoin undeva la 80-100 de mii de dolari, atât timp cât prețul se află aici și am această mișcare laterală și nu am o mișcare bruscă, specifică, când foarte mulți cumpărători intră în piață, piața crește, cum ar fi ceva de genul acesta, dar observați că s-a poticnit și nu s-a dus foarte sus, așa că nu pot să spun absolut nimic decât să fim atenți ce va face prețul sub acest interval. Optimismul în piața cripto va crește, sunt convins, ia chiar să vedem, nu știu dacă am arătat astăzi, dăm un refresh. Da, uite, 30 a fost ieri, 33 astăzi, foarte ciudat că de ieri până astăzi piața a scăzut foarte mult. Stai să văd dacă nu e nici la american, că mai am și americanul, asta e piața americană, nu? Da, ia să vedem de curând sunt americanii. Aseară 54, iau 54, e 54. Da, nu. Am și acolo un canal. Este foarte ciudat de ce avem 33, dau un refresh, dar cred că l-am dat. Să crească pe măsură, să crească optimismul pe măsură ce Bitcoin și piața cripto scade. Foarte ciudat. Deci, dragul meu, Vali, până ce prețul nu trece 30.000, nu pot să spun absolut nimic despre nicio criptomonedă. După cum vezi, astăzi la ora 7 dimineața a căzut ca un bolovan Bitcoinul. Deci suntem în continuare sub aceste două scenarii. Vom vedea ce va face prețul undeva în această zonă de 20.000, fie va ricoșa, cumva să zic așa, prețul în această zonă și va începe să urce, să trecem de 30.000, fie prețul, cum arată și această săgeată, va coborâ, la fel și pe Litecoin, Ripple și toate cele. Bun, deci nu pot să spun nimic despre nicio criptomonedă, că cine e cel mai tare, Bitcoinul care ține cam, nu știu, 40 ceva la sută din piața cripto, cu LIT, cu, cum se cheamă, cu Ethereum, amândouă fac în jur de 60%. Dacă ele două pică, celelalte clar că pică după ele. Bun, hai să mergem pe Holo. Holo Hot USD. Cred că o am și eu pe aici, dacă e pe Binance. Ia uite, Hot 4, închidem puțin, dăm pe graficul daily să ne facem o părere. Oh, vorba unui manel, o viața mea. Nu prea văd bine, văd short pe această, așa, într-o primă fază. Posibil ca aici avem două scenarii, ca și pe Bitcoin, fie vom coborâ sub minimele acestea, fie punem
valul 5 aici, 4 aici și avem 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Hai să vă arăt și... Da, sper că înțelegeți. Punem minuet. Hai să punem sub minuet. Și schimbăm culoarea. Deci, repet, totul depinde de ce va face Bitcoin-ul. Da, v-am dat aici, nu mă lasă, trebuie 2 ore, să vedem dacă cu 2 ore ok. Hai, puiu, mami. Și de aici să urce, dar dacă prețul coboară, clar că suntem în varianta cealaltă. Da? Și avem 4, unde am pus eu 4 pe aici și 5-ul aici. Ori, ori, cea mai bună intrare long ar fi când prețul trece de această zonă. Până atunci nu recomand decât să scalpați, decât să intrați pe time frame-urile inferioare, să așteptați semnal de short. Trendul este descendent, nu intrăm împotriva trendului, ci intrăm pe direcția trendului și atunci așteptăm micile corecții. Iată că o corecție frumoasă a fost aici. Ia uite ce frumos, identică cu nu știu ce criptomonedă analizată anterior. Cine a intrat aici a avut 12%. Ia să vedem la ce oră. 3 dimineața. Noaptea ca hoți, am spus eu ca PSD, știi? Da. Bun, da. Deci trebuie să vedem ce va hotărâ. Oricum prețul va mai cădea. Nu am finalizat. Să spunem că am aici un ABC. Fie am 5 valuri, fie am 3, dar deocamdată, dacă mergem pe varianta pozitivă și avem C-uri și de aici va urca, încă nu este finalizat acest C, deci va mai coborâ. Și parcă mai era ceva cu RIF, dar nu sunt sigur unde ești, Vali, unde ești, unde ești. Ah, RIF. Ia să vedem, asta parcă oameni pe aici pe undeva. Mi-aduc aminte 2 de E, perfect. Wow, ce-a căzut și asta, fratele meu. Mergem pe 4 ore. Vedeți, această mișcare laterală mai mult semnifică o corecție a acestui trend descendent și prețul teoretic ar trebui să coboare. Uite că am pus și C-ul aici. Merge pe analiza mea, perfect. Uite. Am pus C-ul aici. Da, avem aici un 1, 2, 3, triplu top. Da, avem 1, 2, 3, ceva de genul acesta ar putea să meargă pe... Hai să punem C-ul aici. Da, nu chiar aici, mă rog. Putem să avem acest scenariu. Repet, intrați doar short pe această criptomonedă, pe timeframe-urile inferioare. Mă aștept ca până la noapte să mai coboare. Probabil că în cursul weekendului prețul va merge în lateral. Mulți dintre cei care au intrat undeva aici, da, până acum au 25%, da, 25% de pe 14 august, în 19 în 5 zile și mulți vor marca profitul să aibă bani de weekend să meargă unde vor merge ei în acest weekend și mă aștept la o mișcare laterală, da, specifică unui subval 4. Bun, și apoi evident prețul va coborâ. Stai. Alin Daniel, mulțumesc Răducul de a avea analiză impecabilă, un update la ce ar mai face mai departe când ai timp. Ha, ce poate să facă, dragul? Ce poate să facă decât să pice? Ia să vedem AAV. Cât la sută a picat azi noapte? 7,90. Uite că am dat și direcție de short. Analiza este impecabilă. Analiza mea este impecabilă. Ia uitați, am dat short de la $112. Prețul a căzut 23%. Dragii mei, cine mi-a ascultat analiza așa la short, să ridice mâna.
Nu vă trimit la caserie, stați cu minți, nu vă speriați. Nu vă trimit să cumpărați o super mulțumire, doar să văd că nu îmi răcesc gura de pomană, nu tușesc degeaba pentru voi, nu mă gâdel în gât. Da, doar să știu că nu vorbesc ca nătângul singur. Eu vorbesc, eu centrez, eu dau cu capul, eu dau cu capul în bară și voi aplaudați și atât. Scopul meu nu este să am urmăritor, scopul meu este să fac din voi cât mai mulți trader care să câștige bani, dar într-o astfel de moment în care România și planeta trece și mai ales că vine toamna, vine iarna, gazele, curentul, mâncarea au crescut și vor crește în continuare, salariile rămân la fel, privații vai de capul lor, bugetarii vai de fundul lor, că doar fundul pe scaune stând, da, și primind salarii mărite. Sunt 10 instituții ale statului care sunt pe capul unui privat și nimeni nu controlează că un bugetar nu face nimic și au salarii mărite, încă mai și țipă la tine la ghișeu. Da. Deci, referitor la AAVE, ce pot să spun? Decât că dacă nu pică, crește, da, că altă variantă, în afară de a merge lateral, deci dacă nu coboară sub acest minim, mă aștept ca undeva din această zonă. Vrei tu așa? Hai să fac așa. Ți-a dus degetul singur. Deci dacă nu se întâmplă ceva neprevăzut în lume, Doamne ferește să apară o problemă la centrala aceea nucleară din Ucraina, cine știe ce mai fac chinezii, americanii și nu știu ce, da, să prețul să coboare, să fie o panică în lume, da, dacă totul e ok, undeva în această zonă mă aștept ca AAVE să urce și să urce mult și fericit, dar nu recomand deocamdată sub nicio formă investiție. Investițiile puteți să le luați când prețul trece de această zonă și atunci știu că acest trend descendent s-a finalizat și nu ne așteptăm la surprize mai jos. Din punctul meu de vedere, nefiind investitor, sunt absolut indiferent ce va face prețul, fie urcă, fie coboară, pentru că eu mă dau cu trendul, da? Trend is my friend, am spus-o de multe ori. Și în cazul descendent aștept corecții și intrăm short. Ia să vedem. Claudiu și la mine pe Binance, dacă mărește nivelul de la 3 la 5 la 7, practic mă arată calculatorul. Fraților, eu v-am spus ce fac eu. Eu nu știu ce vă complicați. Da, așa scrie teorie, așa am și v-am și arătat, așa am și pe Forex. Eu tranzacționez foarte mult Forex, tranzacționez CFD-uri pe acțiunile americane, acolo la fel îmi arată, mie îmi crește cu cât intru mai mult și marja e mai mare și intru cu cât intru mai mulți bani, cu atât marja este mai mare, dar v-am arătat acel cursor și nu știu ce să vă spun, verificați, folosiți cursorul, da, luați-vă după cursor, puneți-vă stop loss-ul care îl vreți, setați-vă take profit-ul care îl vreți, da, intrați în piață. După aceea mergeți la, dați click pe acel buton, ultimul din dreapta, setați din nou take profit-ul și stop loss-ul, vedeți acolo în cazul dacă prețul vă ia stop loss-ul cât pierdeți, dacă suma corespunde cu ce ați spus-o, dacă da și ți-ai setat stop loss-ul $5 și tu ți-ai arătat acolo cu roșu $5, foarte bine, dă-l mama lui de levier, pune și 20x și 400x cât vreți voi, eu spun că așa este teoria. Puteți să căutați și pe net, dacă tranzacționați Forex știți prea bine, dacă tranzacționați CFD-uri cu levier știți prea bine, chinezul e mai șmecher decât toți și habar n-am ce vă confruntați, am mai primit un astfel de mesaj, nu mai țin minte cine a spus, dar la un moment dat dați-l în măsa, scuzați expresia de levier și de X7X, folosiți-vă de acel cursor, setați-vă stop loss-ul, take profit-ul și intrați în piață. Când ați intrat în piață, verificați dacă suma care voi ați ales-o este identică cu aceea care a arătat acolo, da, unde la stop loss, dacă este aceeași, nu vă mai interesează. Eu v-am spus teoria cu ce m-am confruntat 15 ani. Văd că Binance-ul a făcut altceva,
asta e, dați-l încolo, folosiți ce v-am învățat în acum vreo săptămână și cu asta basta. Basta. Mă, fratele meu, poți să pune 10x, dar setează stop loss-ul și take profit-ul cât vrei. Miși cursorul până cifra aceea de la unde, de la PNL de short sau nu știu cum Dumnezeu scrie, îți arată cifra pe care tu vrei să o pierzi ca bani. Pune 10x, intră în piață, că indiferent de x-ul care îl pui, contează cel mai mult suma, de aceea v-am dat și acel truc care eu l-am descoperit, contează suma pe care tu o pierzi și nu levierul. Claudiu, te rog frumos, fă cum spun eu și hai să finalizăm această chestie și vezi dacă am dreptate. Dacă piața îți ia stop loss-ul, vezi exact suma, dacă suma care ai pierdut-o corespunde cu suma care ți-ai setat-o, cei 5 dolari, dacă ți-a take profit-ul de 15 dolari, să zic, verifică dacă ți-o la 15 dolari, dă-l încolo de levier și cu asta, bun. Florin, salutare, Ducu, te rog frumos dacă se poate analiza pe Matic și Chills. Mii de mulțumiri pentru activitatea tale cu precizie exactă. Hai să luăm Matic, dar Maticul l-am făcut ieri și mare lucru nu s-a schimbat decât sunt convins că el a căzut foarte mult. Pardon, aici trebuia să pun Matic. Cryptomatic USDT. Deja avem 46 de minute și am zis că nu, un video nu durează mai mult de 30 de minute. Trend descendent s-a finalizat deocamdată aici. Punem 5-ul aici. A, B, C, unde o da domnul? Uite, îl punem și noi undeva aici. Hai să-l punem așa, ca să nu muncesc de două ori. Tiki-taka. Tiki-taka, pe care cred că nu a dormit azi noapte, că a pierdut steaua la ea acasă. Bun. Cam așa văd eu pe Matic în următoarele zile, următoarea săptămână, etc. Și parcă mai vroiai ceva. Chills. Merge mai repede, că vine weekendul. Am un prieten care a stat vreo 20 și ceva de ani în Olanda. Și nu poate să spună răduc. Vorbește perfect românește, e român, a plecat să muncească acolo, spune răduc, ce face răduc? Și în weekend spune weekend, deși știe și engleza, nu știu ce a făcut acum în Olanda, i-a spălat aia creierul, vorbește la perfecție Olanda, evident și română. Ah, aici ar fi o șansă ca să avem, nu așa, hai să vedem, dacă... Hai să punem altă culoare. Nu, ce. Nu mai vreau roșu, fraților, credeți-mă. Nu că, ce deschise. Nu că am ceva cu el, repet. Nu mă interesează trendul. Hai să punem tot verde. Dar parcă mă zgâre ca taurea aceea din coridă. Când îi dai roșu, se enervează. Parcă aș vedea ceva pe această. Evident, prețul poate să mai coboare. N-are voie să treacă de această zonă. Bă. N-are voie să treacă de această zonă. Unul îl pune frumos aici, 4 frumos aici, 5 aici. Cam așa aș vedea eu evoluția pe această criptomonedă. Poate să facă o mișcare laterală, poate să mai coboare, să facă ce vrea ea, joacă perinița, sârba, hora. Dar la un moment dat mă aștept la o creștere spre acest 5 verde din 3 roșu. Ia să vedem cât a coborât și această criptomonedă, cam 17%. Ia să vedem cine mai dorește o analiză. Bă, fraților, dați mi-a dat de lucru rău de tot, tocmai acum în weekend, când trebuie, când am aglomerat. Hai să mergem pe Phil. Parcă o avem și noi pe aici, dar nu mai caut acum. Acum întreb și eu, voi tranzacționați ceea ce îmi dați sau mă puneți așa să...
Aici nu mi-a ascultat analiza, această cădere trebuia practic să urce în această zonă, dar nu știu ce veste a fost de a căzut absolut totul, așa că valul 4 îl voi pune aici cu singura condiție să nu treacă de această zonă. Dacă trece, analiza care am făcut-o a fost sau va fi invalidată, dar dacă prețul va ricoșa în sus, mă aștept la un long de mare frumusețe pe această criptomonedă. Și evident că aici putem să avem un A, B, punem și noi C-ul pe aici pe undeva. Hai să-l ștergem că deja ne complicăm și măcar graficul. Frumoasă spargere aceste zone, se putea intra short aici până în această zonă. Da, o să vedem despre suport rezistențe. O să fac eu un cursuleț micuț, suport rezistențe, linii de trend, medii mobile și o să vă pice fața. Da, am de gând și acest lucru. Deci cam așa văd eu pe fil și ai spus că mai vrei ceva. Unde ești? EOS. EOS. Ăsta sigur nu cred că îl știu. Inserăm. Uite că l-am și pe Binance. Ia să-l verificăm. E pe aici pe undeva. Wow, nu știu dacă are platforma, o secundă. Aha, am închis platforma, nu contează. Trebuie să verific. Rugămintea mea la voi este ca în acest weekend, cei care mă urmăriți acest video, să îmi puneți, v-am dat de la A la Z tot ce am eu în dreapta, să îmi spuneți dacă mai găsesc criptomonezi noi pe care Binance-ul le introduce. Iată că Binance-ul are și EOS pe short. Mai verific o dată, dragii mei. Da, USDT, bravo! Mulțumesc frumos de pont. Uite că mai introducem aici. Cu cât avem mai multe, cu atât avem oportunități de intrare în piață mai dese și poate una îmi dă 25%, alta îmi dă 13%. Evident că alegem și noi ce este cel mai bun. Dar îmi trebuie ca la un restaurant, un meniu cât mai stufos, ca la un supermarket, cu cât avem mai multe, da, cu atât putem cumpăra. Ia uite, 11%, fratele meu, ce frumoasă ești. Ce mă bucur că adaug aici cât mai multe, că avem de unde. Ia să mergem noi undeva pe acest... Mamă, 58 de minute. Ce mi-ați făcut, fraților? Că trebuie să ies repede din casă, repede. Ia să vedem ce avem. Nu-mi dau seama, merg pe weekly. Vai, frate, a căzut de la 14 la 1 dolar. Da, avem foarte clar aici 0, A, B, C. Din nou avem un A, B, C. Măcar fac, mă dau și o mare că... Ia să punem așa. Doamne, iar culoare roșie, nu pot să cred. Hai să punem un grenat, chiar dacă nu-mi place, fac și eu o concesie. Da, mergem și noi pe grafic de 4 ore, că m-am prins acum. Păi ce să spun, fratele meu, decât că, uite că nu mă lasă, că e atât de lung valul încât nu-mi încape pe ecran. Tot pe 4 ore. S-ar putea ca prețul să coboare, să treacă de această minimă și prețul să coboare mai jos. Mergem pe 4 ore. Sfatul meu este să așteptați. Ia uite ce frumos a căzut. La fel sunt două variante și cu aceasta chiar că finalizez, sper să nu mai am. Ia uite unde ești. 1, A, B, C, 2, 3, 4. Vom pune 5-ul aici. Hai puiul mami. 0, A, B, C. Da? Și de aici să aveți mare grijă, pardon, mai jos.
să aveți mare grijă. Pardon. Punem roșul aici. Mamă, cât îmi ia să încarc. Cred că ce mă ceartă mai wife. Ah, am să fac de jumătate de oră și deja 55 de minute până prelucrez, până îl încarc, până mi-l verifică, până scobesc ăștia YouTube-ul. M-ați dat prea mult de lucru acum în weekend. Trebuie să am grijă și de mai business-ul meu. Deci, cam așa aș vedea. Mă aștept continuare prețul să mai coboare în acest unghiet, să meargă în lateral să coboare. Aici se va decide dacă fie sus, fie jos. Știți vorba aia în engleză? Americanii au o vorbă. Happy wife, happy life. Femeie iubit, soția fericită, viață fericită. Dănuț, m-a prins urât tare la TRB pe contra, pe long cu 300 de dolari pierdere, PFF și am pus short Gion. Nu știu ce vreți spui, cred că Ghinion. Dănuț, nu cred că mi-ai cumpărat strategia unde am dat 5 reguli mari și late, mari de tot. Cine respectă regulile alea câștigă, ca și Claudiu nu a respectat regulile, ca și tine nu a respectat niște reguli. Evident că nu ai de unde să știi și a intrat aiurea în piață. Ia să vedem TRB-ul și vă pup pe portofel, indiferent ce mai spuneți voi pe aici, TRB. Cum ai zis că Dănuț. Dănuț, mâncați-ați urechiușa ta, care vrei tu la alegere. De ce Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, tu intri long când eu am dat direcție de short, intră short acum și mai recuperez niște bani. Dacă eu dau direcție short, fraților, ascultați-mă. Iar cei care au regulile, primele două reguli, vedeți că lumea încalcă regulile care le dau. Deci, de ce ai intrat un long când eu clar am dat zonă de short într-o primă fază aici, la 32 de dolari, 33 cât o fi aici? Da. Ai greșit flagrant, te-a costat și ai mai făcut încă o greșeală pe care din nou nu m-ai ascultat, și anume faptul că ai pierdut 300 de dolari, asta ar însemna 1% 3.000, 30.000, dacă ai vreo 30.000 de dolari în cont, ceea ce mă îndoiesc că ai, asta înseamnă că nu mi-ai respectat ca stop loss-ul, da? Să îl pui de maxim 2%. Dacă aveai 30.000, să spunem că te înțelegeam, sau 60.000 în cazul de față, 2%, probabil 60.000, nu am chef să calculez acum că sunt foarte, foarte pe fugă. Deci dacă nu ai câteva zeci de mii de euro în cont pe Binance, dacă aveai, te înțelegeam, dar dacă nu și dacă pui mâna pe sufletel și nu ai acești bani în cont, din nou am spus, nu vă lăcomiți, nu trageți țepe că piața vă trage serios. Ai intrat și contra analizei mele, nu ai respectat nici cei 2% să pui stop loss-ul. Piața te-a mâncat, asta e, nu mi-a respectat. Când ai bănuți, cumpără strategia care e jumătate cât banii care ai pierdut și om erai. Dacă nu, asta e, măcar respectă ce vă spun eu ce vă spun eu de-a lungul videourilor mele. Dacă aveai strategia, aveai 5 reguli mari și clar, dacă respectai, nu făceai prostii, dimpotrivă poate câștigai 300 și mai mulți de dolari, așa e pierdut, asta e, cine nu mă ascultă, nu mă ascultă. Ana, Doamne Ana, pentru tine orice, mama, ia că fug și eu repede, că gala, pe termen lung, aoleu, draga mea Ana, ce pe termen lung să spun, că s-a invalidat acest scenariu. Haideți să așteptăm prețurile pe Bitcoin. Posibil că asta face parte dintr-un curs care îl pregătesc. Șec, șec. Punem 2-ul aici. Unde ești, unde ești. 0, A, B, C. Evident că această linie o trasăm. Dacă trece, clar, suntem în trend descendent. Dacă scade, dacă din această zonă, în această linie, prețul crește,
oameni suntem, ne scoatem cu niște bani foarte, foarte mari. Totul depinde ce va face prețul, dar îmi place la nu mai zic la nebunie că e un cuvânt negativ, 30% această scădere, oameni s-au făcut cei care au intrat. O să vină și timpul tranzacționare și o să vă arăt cum se câștigă bani pe cripto, pe Forex, pe America. Deocamdată am niște proiecte în care vreau să vă ajut și mai mult decât o fac acum. Și îmi ia foarte, foarte, foarte mult timp și neglijez complet tranzacționarea. Da? Cam acesta este analiza mea și pe gala la rugămintea, cererea, nu știu, a lui Ana. Ia să vedem noi. Uite, cam așa, ori-ori. Da? Așteptăm această zonă cu mare interes. Să sperăm să o ia în sus pe această criptomonedă. Ia, Florin, first like. Mulțumesc, Florine. Thank you very much. Happy weekend for you. Cam am terminat. Spor la bănuți, pescar și vânător Turgorga. Mersi, dragul meu, pescar și vânător. Sunt vegetarian. Nu mănânc carne de vreo 30 de ani, tocmai că sunt plin de compasiune de animăluțe. Când eram mic, la bloc, în fața blocului, nu mai țin minte cu ce ocazie, vecinii mei cumpărau găini din târg, le tăiau capul, stăm la etajul 1 și vedeam tot ce se întâmpla afară și vedeam cum acele găini se zbăteau și capul era în mâna celui care tăia și n-am văzut o singură dată și n-am mai putut. Într-o perioadă, cred că de Crăciun, da, cineva a cumpărat, sau de Paști, habar n-am, a cumpărat un vițel, l-am pupat și în năsuc și unde vreți voi. Evident, mă jucam că mi-era foarte drag și habar n-aveam, era micuț, habar n-aveam de ce a cumpărat un vecin un vițel și îl ținea în fața blocului legat de un copăcel. Și când am văzut că a venit cu un ciocan sau topor, nu mai țin minte, și a dat cu ciocanul în cap la ăla, am venit să l-am băgat în toate găurile planetei Pământ, am urlat ca în gură de șarpe, l-am spurcat pe ăla cât am știut eu, deși eram micuț, am fugit de acasă și de atunci nu mai mănânc carne, tocmai din acest motiv. Poate e o problema mea, nu știu, dar am nici măcar pește, nu mănânc, așa că dragul meu pescar, apropo de numirea ta, știi, nici pește, nici carne, am 30 de ani și credeți-mă că sunt un dolofănel. Am făcut burtică cu tot cu leguma și ceapa și brânza și sunt ovo-lacto-vegetarian, da? Nu credeți că nu mănânc lapte și brânză și cașcaval, panei, îmi place foarte mult. Bun, dragii mei, nu m-am trecut prin cap că m-am lungit o oră și 3 minute. Ce mi-ați făcut acum weekend? Vă doresc un weekend relaxat, minunat. Cine dorește să susțină acest canal? Ăștia văd că nu știu ce au făcut, nu contează. Da, au revenit la 10, 25, 50, 250, măcar dispărea ăștia 250, puneau 100, măcar era o treabă. Da, dar o să vină vremea când, dacă mă ascultați, regulile mele, o să vină vremea când 250 de dolari să donați cu ușurință, va fi floare la ureche. Asta ar însemna vreo 50 de dolari, dar mai trece o leacă de apă mai multă până voi să ajungeți la acest nivel, să donați 50 de dolari. Da? Dacă nu-mi respectați și contul vostru pică, ce să fac? Asta e. Cine mă ascultă, mă ascultă. Cine nu, asta e. Bun, dragii mei, vă doresc, aștept cu interes să-mi dați un like, să... la acest video. În continuare nu reușim să trecem nici măcar de 60, ce să mai visez la 100. Nu este greu să dați un click pe acest butonaș. Scrieți-mi în comentariile voastre procente de câștiguri, chiar și sume de bani pe shorturile care vi le-am dat ieri și sper că voi ați intrat, că să nu pierd timpul de pomană, că am lucrurile mult mai importante de făcut și dacă nu am satisfacția necesară, sufletește că voi nu mă ascultați și să faceți ce vreau eu. Cred că o să mai reduc o să fac un video la 2 zile, că mi-ar fi și mie mult mai ușor. Dacă nu vreți să creșteți, nu vreți să vă transformați, deveniți trader adevărat, să
câștigați suficient de mulți bani. Eu nu mai răcesc prea mult gura umană. În continuare, nu mă ascultați. Vă creați propriile voi reguli. Asta mă bucur că pierdeți bani, că veți ajunge tot la cuvintele mele. Bun, dragii mei, toate cele foarte bine. Weekend plăcut. Ne revedem cu bine luni dimineață la o nouă analiză. Pace în lume, în sufletele voastre. Relaxare maximă și numai bine. Și ne revedem cu bine luni pe canalul de YouTube Analiza Tehnică Crypto la o nou video, o nouă analiză, să vedem peste weekend ce a mai făcut criptomonezii. Numai bine!